În luna martie 2021, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt au efectuat 243 de controale specifice, atât în domeniul relațiilor de muncă, cât și în domeniul securității și sănătății în muncă. Domeniile de activitate verificate din punct de vedere al respectării legislației specifice au fost construcțiile, comerțul cu amănuntul, transportul rutier de mărfuri și persoane și agricultură. În urma controlelor efectuate, s-au identificat un număr de 253 de deficiențe, pentru care s-au dispus tot atâtea măsuri de remediere, fiind aplicate 146 de sancțiuni, dintre care 141 de avertizmente și 5 amenzi contravenționale, în valoare totală de 83.000 de lei. Tot în luna martie, inspectorii de muncă au identificat 5 persoane care desfășurau muncă nedeclarată. Cei 3 agenți economici care le foloseau s-au ales cu amenzi în valoare totală de 70.000 de lei. Totodată, în luna martie 2021, inspectorii de muncă au identificat în activitate 5 persoane care desfășurau muncă nedeclarată. Astfel, 3 persoane având contract individual de muncă cu timp parțial la un agent economic din Slatina, cu profil activitate restaurante, amenda aplicată fiind de 30.000 de lei, o persoană la un agent economic din Strezești, având obiect de activitate construcție, amenda aplicată fiind de 20.000 de lei, și o persoană la un agent economic tot în Strezești, având același obiect de activitate, respectiv construcții, amenda aplicată fiind de 20.000 de lei. Totodată, celor 3 agenți economici care foloseau munca nedeclarată le-au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 70.000 de lei. De asemenea, în cursul lunii trecute au fost comunicate către ITM Olt un număr de 12 evenimente soldate cu 11 persoane care au suferit incapacitate temporară de muncă și o persoană accidentată mortal. Eveniment produs în data de 8 martie 2021. Un bărbat în vârstă de 53 de ani, angajat al unui agent economic cu profil distribuție produse farmaceutice, a decedat în timpul programului de lucru din cauze patologice, infarct. Cel mai frecvente deficiențe depistate au fost neplata lunară a drepturilor salariale la data înscrisă în contractul individual de muncă, neacordarea repausului săptămânal și a concediului de odihnă, precum și netransmiterea la termen în Registrul General de Evidență a Salariaților, a contractelor individuale de muncă și a modificărilor acestora. Printre deficiențe se regăsesc și neasigurarea triajului epidemiologic și a dezinfectanților pentru mâini, nepurtarea în spații închise de către lucrători a măștilor de protecție și neevaluarea riscurilor de îmbolnăvire a lucrătorilor cu virusul SARS-CoV-2.